Salutare, Normis, și bine am revenit pe Inim de Fier 4. Și dacă vă întrebați de ce emisiul de vocea mai diferit sau mai ciudat, ei bine, am făcut rost de niște achiziții noi. Ceea ce înseamnă că nu mai sunt nevoit să bag muzică pe fundal ca să nu se mai audă bâzâitul de pe fundal. Dar tot o să pun muzică deoarece o să vă capteze și atenția asupra videoclipului. Lăsând asta la o parte, bun venit pe modul Kaiser Redux. Și dacă vă întrebați care este diferența dintre cel clasic și ăsta, ei bine, Kaiser Redux are niște căi pentru anumite țări, ca zic așa, mai cursed. O să vedeți mai târziu un videoclip la ce mă refer prin asta. Pot zic că îmi place foarte mult modelul ăsta de selectare a țărilor, numai că n-avem treabă cu nicio țară de aici. Ok, nu vreau să știu ce face chestia aia. Presupun că după titlu v-ați dat seama că o să joc cu Banatul și cred că vă întrebați, da, ce caut cu Ungaria? Ei bine, dragii mei spectatori, pentru a ajunge să formăm Banatul, o să fim nevoiți să jucăm cu Ungaria. Nu o să înțeleg niciodată de ce a făcut 5 entități din Imperiul Austro-Ungar, dar în fine, hai să nu mă mai plâng. Ok, deci primul pas pentru a forma Republica Banatului este de a aștepta ca România să facă focusul respectiv. E asta e că acum observ că are și Ungaria un focus trichiar măricel, dar păcat că nu putem să ne bucurăm de el deoarece va trebui să schimbăm țara în curând. Perfect, hai că România s-a ocupat, sau se ocupă de focusul respectiv și noi trebuie să așteptăm până îl termină. Ok, hai că îmi place cum arată evenimentele în acest mod. Și bă că și aici avem tot așa muzică dramatică. Să sperăm că viitoarea Republica Banatului nu o să aibă aceste efecte negative. Ok, România a terminat focusul respectiv și n-ar fi rău să facem un, zic așa, conflict de graniță. Ok, și după acel incident, România ne-a declarat război și acum trebuie să așteptăm evenimentul în care apare Republica Banatului acum. Destul de rapid conflictul respectiv, adică doar a intrat puțin pe aici și cam atâta, dar sper să apară totuși evenimentul cu Banatul. Am dat reload la salvare de mai multe ori și tot nu înțelegeam de ce nu apărea evenimentul respectiv cu Banatul și aparent trebuie să selectez chestia asta ca să apară. Interesant, nu? În sfârșit a apărut și evenimentul respectiv și bineînțeles că ne va duce cu Banatul acum. Așa a apărut Republica și suntem conduși de domnul avocat Otto, cumva niște fețe mai cunoscute pe aici. A, da, ia uite-l pe Petru Croza. Văd că developerii au fost foarte generoși cu Banatul, deci e opțiunea de a te duce cu garda de fier, să rămâi cu avocatul, sau să te duci cu Petru Croza. O, ai și varianta cu regele și chiar cu domnul Albert. Ok, deci avem ce alege de aici. Ok, hai că au făcut pace din nou, să sperăm că Ungaria nu o să-și dea seama că și-a pierdut o bucată din teritoriu. M-am uitat așa prin denumiri la parte și dau de asta. De ce te-ai numi Alianța Anti-Română, deși ai ca liderul un român sau poate doar anti-statul român, gen sunt împotrivă să se unifice cu România. Habar n-am și foarte dubios numele. Nu înțeleg de ce n-au pus doar Partidul Sindicalist și cam atâta. De fapt, stai că suntem pe Kaiser Redux aici, cam orice e cursed. Ok, asta chiar sună interesant. Mai pe scurt, Carol al doilea nu mai este regele României, așa că s-a decis să ne facă o vizită în Banat. Deci asta înseamnă că putem să facem focusul cu el. Și de aici presupun că o să urmeze o serie de evenimente care vor decide soarta Banatului.
Și dacă vă întrebați ce alegere o să fac, nu mai stau să filmez fiecare eveniment, dar o să vă las o imagine cu acest kid în caz de vreți să știți cum puteți să faceți rost de Carol al doilea. Și după o serie de evenimente ne apare și acesta care o să avem pe Royalist la putere și... Ia să vedem cine se află la putere. Îl avem pe domnul Avram, numai că acum haideți să-l așteptăm și pe Carol. Hai că ne-a venit și regele și să sperăm că mi s-a deblocat noul focus. Ok, nu mi s-a deblocat ăsta, dar măcar l-am deblocat pe celălalt. Și acum văd că dacă mă duc cu Carol al doilea, obiectivul meu principal este de a înlătura dușmanii din România. Și după aia, uite așa, din Banat devenim România lui Carol. Și de aici presupun că nu ne mai schimbăm cu focusul clasic al României și că rămânem cu acesta de aici. Parcă am mai văzut undeva mustața asta. Văd că Serbia s-a apucat să facă congresul de la Belgrad și aici am două opțiuni. Una, în care pot să fac, de exemplu, o alianță cu Bulgaria și să mă bat cu Serbia sau cu România. Bine, și cu România. A doua variantă, congresul de la Belgrad distruge Bulgaria și noi nu intervenim, doar ca să așteptăm ca România să declare război Imperiului Austro-Ungar, unde am avea șanse mai mari să câștigăm, numai că trebuie să avem de așteptat mai mult timp. Mă uitam așa la facțiunile din războiul civil american și dau de tipul ăsta care se autoproclamă împăratul Americii. Eu v-am zis că are multe alegeri dubioase în modul ăsta. Deja a început al patrulea război balcanic, numai că nu pot să intervin deoarece mai am până ajung aici. Ok, hai că o să fie o mișcare riscantă, dar eu zic că ar fi ok să luăm cât mai repede România. Ceea ce înseamnă că trebuie să sperăm că Bulgaria poate reziste 90 de zile și că putem să ocupăm, de fapt, să capitulăm repede Serbia dacă le ocupăm capitala și să mai zicem cu un oraș. Și cum de românii n-au nici o trupă la graniță, să sperăm că putem să luăm repede Bucureștiul. Gata, e timpul să ne recuperăm țara și să salvăm în același timp Bulgaria de la dezastru. În timp ce mă ocupam cu frontul meu, mă decis să dau puțin zoom out și văd asta. What? Niște vești bune, trupele bulgare au intrat în București și să sperăm că guvernul nelegitim al României va capitula în curând. Perfect, și acum trebuie să mai eliminăm doar Serbia și Grecia. Mi-a venit și eventul ăsta și să sperăm că îmi deblochează. Oh, interesant ce culoare am. Chiar îmi place așa pe albastru. Ia, ni s-a deblocat? Da. Oh, stai că avem și eveniment special cu Carol al doilea și cu reîntoarcerea sa în țară. Sper că o să capituleze și grecii că tot l-am luat capitala. Aleluia! Mă mai uitam pe focus ăsta și văd că pot să-ți consolidez puțin puterea, primești chiar și coruri pe Transilvania și poți să o iei, doar că față de România clasică, aici poți împreună cu Bulgaria și Imperiul Otoman. Dacă ar fi să fac o alianță cu Bulgaria, asta ar însemna să renunț la toate pretențiile teritoriale asupra Dobrogei, dar hei... Măcar rămânem cu Banatul și o să ne alegem apoi cu toată Transilvania, nu? Statul Național Țărănesc Rusesc. Ok, interesantă denumire. Ia să le vedem și steagul ăsta, ce ciudat. Oh, nu. Stai că am văzut eu parcă pe subredditul de la Kaiser Redux pe tipul ăsta și pot zic că mi s-a părut cel mai cursed lider posibil din jocul ăsta. Ia zi și ce focus triare. Aoleu, ce aici? Oh, nu, te rog. Nu, nu, nu. Am înțeles, deci așa ar arăta un focus pentru Exterminatorul dacă ar fi în Inim de Fier 4. Și cu asta eu zic că mi-a ajuns modul ăsta, deoarece nu-mi place unde se îndreaptă. Așa că ne vedem data viitoare. Eu am fost Azurax. Salut!